În această zi, viața animalelor în toate formele ei este celebrată peste tot în lume prin convenții și campanii de ajutorare a speciilor în pericol de dispariție și nu numai. Ziua de 4 octombrie coincide și cu celebrarea lui Francesc de Assisi, un iubitor al naturii, considerat și sfântul patron al animalelor și mediului înconjurător. Despre sfântul Assisi se spune că avea capacitatea de a comunica și vorbi cu toate animalele. Deși a debutat ca o zi reprezentativă în calendarul creștin, Ziua Mondială a Animalelor a devenit o ocazie pentru altruiștii din întreaga lume, indiferent de religie și naționalitate, care doresc să ajute viețuitoarele aflate în pericol. Celebrarea necuvântătoarelor are loc în biserici, sinagogi și parcuri, susținute de către capelani independenți care se ocupă cu protejarea diferitelor specii. Și românii sărbătoresc Ziua Mondială a Animalelor pe 4 octombrie. Anul acesta se desfășoară diverse campanii menite să ajute animalele din adăposturile din București, dar și din alte orașe ale țării. Obiectivul principal din acest an este impulsionarea adopțiilor. De Ziua Internațională a Animalelor, gălățenii sunt invitați să adopte un cățel de la sediul Asociației Ajutați-l pe Lălăboș și cel al primăriei. Asta cu atât mai mult cu cât în curând va intra în vigoare legea care permite eutanasierea câinilor comunitari.